Sodiul este un mineral esențial regăsit în numeroase alimente, uneori în mod natural, alteori adăugat sub formă de sare în procesul de gătire sau de procesare, atât pentru gust cât și pentru conservare. Sodiul are un rol esențial în funcția celulară a corpului, în controlul tensiunii arteriale și a altor mecanisme organice. Este important pentru echilibrarea nivelului de fluide din corp. Cu toate acestea, consumul excesiv de sare poate reduce cantitatea de energie pe care o pot produce celulele sistemului imunitar, împiedicându-le să funcționeze normal, potrivit unui nou studiu. Consumul în exces de sare a fost legat anterior de multe probleme diferite ale organismului, printre care hipertensiune arterială și un risc mai mare de accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, osteoporoză, cancer de stomac și boli de rinichi. Dacă sarea perturbă funcționarea imunitară pentru o perioadă lungă, ar putea conduce la boli inflamatorii sau autoimune în organism. În noul studiu s-au făcut o serie de experimente unde s-a descoperit că în 3 ore de la expunerea la concentrații mari de sare, celulele imune produceau mai puțină energie. Cel mai mare contributor la excesul de sodiu din organism din dieta occidentală nu este însă sarea adăugată în mâncare de către consumator, ci sarea deja regăsită în mâncărurile din restaurant și din alimentele procesate. Pentru a combate aportul în exces de sare, specialiștii recomandă să ne îndreptăm atenția în special asupra alimentelor neprocesate, aflate în stare cât mai apropiată de cea naturală. În această categorie intră fructele și legumele proaspete, care conțin potasiu, un micronutrient ce poate echilibra aportul de sodiu în organism. Așadar, dacă te afli printre persoanele care preferă alimentele sărate sau care preferă să adauge multă sare în mâncare, nu uita că alimentele conțin deja sodiu benefic organismului, iar excesul poate dăuna grav sănătății.